Venirea primăverii a dat startul la montarea limitatoarelor de viteză pe străzile din Sinaia. Primele au apărut în cartierul Izvor, la urcare pe strada Badea Cârțan și la trecerea de pieton de la școala Principesa Maria. În perioada următoare vor fi montate în toate zonele din oraș unde există risc de accidente. Piedici în calea vitezei, limitatoarele îi nemulțumesc pe unii șoferi, în timp ce alții le consideră necesare. Sunt o idee foarte bună. La trecerile de pietoni și nu pe străzile din cartier, care sunt nesemnificative. Cred că nu justifică așa e rostul, pentru că în localități de regulă se circulă încet, așa e, și pe de altă parte evident că ele au influență asupra automobilelor. Să creeze condiții să circul cu 50 la oră în localitate, cum spune legea, nu să facă grop și denivelări din astea. De în toată țara la fel. Nu sunt de acord cu ele. În toată țara e la fel. În ultimii ani, prin montarea acestor șicane la trecerile de pietoni, numărul accidentelor s-a redus simțitor. Aceste limitatoare de viteză sunt utile, chiar foarte utile, întrucât principala cauză generatoare de accidente în România este viteza excesivă. Iar prin aceste limitatoare, automat, toți conducătorii auto vor reduce viteza în zona școlilor și în special în zona trecerilor de pietoni. Iar în al doilea rând, a doua cauză generatoare de accidente sunt accidentele cu privire la neacordarea priorității de trecere pietonilor angajați regulamentar în traversare. Considerate de șoferi o adevărată pagubă pentru mașini, limitatoarele de viteză nu sunt dăunătoare dacă treci peste ele cu viteză minimă.